tânit, mi-am pierdut speranța. Tu mărească? O să mărească, eu așa cred, da? Mi-e dă puțin. Nu este politică în țara noastră, există doar niște interese de grup. Nu mai credem în nimic. Toate promisiuni nu s-au făcut și după cum se vede nici nu așteptăm să se mai facă. Președinte, și am o foarte mare încredere în el. Sperăm, dar de crezut nu. Hai cum trăim. Vezi? Asta-i tot, da. Nu mai lăsați! Duminică, 2 noiembrie, România își alege președintele. De la ora 22, într-o ediție specială a știrilor Somax TV, aflați cum au votat botoșănenii. Iar de la 22:15 la Botoșăneanul TV, vă spunem tot ce trebuie să știți și tot ce contează despre ziua prezidențialelor. Un copil în clasa 7-a și m-a întrebat de ce s-a născut în România. De ce poți să-i răspunzi tu ca părinte? Deci, nu rămâi perplex,